Ok, bună seara, domnilor, stau la aici, bine m-am găsit la un nou tutorial în Photoshop. Ce vă voi arăta este un nou release, un nou product, să zic, care l-am făcut. Acesta constă în puzzle flash-uri. Da, puzzle flash-uri. Și îl găsiți, aveți link-ul în descriere. Este un link de la Dropbox, deci foarte simplu de utilizat. Iată că și astăzi voi face un tutorial despre cum să-l folosiți. În primul rând, chiar dacă nu folosesc un shotgun aici, voi folosi muzzle flash de la un shotgun, doar pentru că arată mai bine și cred că o să-l folosesc pe ăsta. Toate, aproape toate arată la fel, însă asta nu este ceea ce contează. Să-l întorc așa. Aici. Fac așa. Bun. Ok, și să-l fac mai mic. Ok, pot să-l întorc puțin. Cam așa. Bun, și chestia asta nu este chiar tot ce trebuie să fac. Adică partea nasoală, adică niciun fel de lumină, niciun nimic. Bun. Și pentru asta voi face un nou layer. Cam așa. Bun. Și voi lua brush tool-ul cu mărimea mult mai mare, cam așa, 400 de pixeli, cu culoare galbenă. Ups. Bun, și ce o să fac? Selectăm presetul ăsta. Și ce o să fac? O să pun un punct aici, chiar puțin mai încoace. Bun. Și trebuie să micșorăm opacitatea acestui layer. Ok, n-am pus asta bine. Trebuie undeva pe mână. Cam așa. Bun. Acum să apropiem puțin și cu erase tool-ul. Ștergem excesul, pentru că din câte știu eu din fizica de clasa 7-a, lumina nu se vede în aer. Ok, și chestia asta nu ești chiar perfectă. Poate așa. Ok, poate și arăm puțin opacitatea. Mai bine puțin și tot pe layer-ul ăsta. Brush-ul se înge puțin pe față. Mm.
poate să schimb puțin opacitatea și de aici. Chestia asta arată chiar ca lumea. A fost link-ul, cum am zis, l-aveți în descriere dacă vreți să-l descărcați. Chestia asta aici tot n-arată prea bine cu arma aceea, dar